Salutare tuturor, eu sunt Rafael și astăzi mergem să construim case de la zero. Aceasta este casa noastră gigantică, dar... Hopa, ia uite-l! Ce se întâmplă aici? Vom începe de la case foarte minuscule, gen un iglu, la case gigantice unde trebuie să punem conducte și alte chestii. Hai să ne start now iglu. Iglu e destul de interesant, poate învățăm și ceva pe parcurs, pentru că deși e foarte frig afară și te-ai gândit că faci o casă cu zăpadă și tot e frig, nu, că înăuntru se face foarte cald. Mă bucur să te văd, constructorule. Cine știe tot asta? Pentru că eu nu. Help panel. Ia uite, iei zăpadă, pui zăpadă. Ok, cred că pot să fac asta. Quick tips în dreapta. Ce mâini am? Explicați-mi și mie. Zici că sunt... Bă, frate, nu vine nimeni aici în... Țăcălie, țăcălaina. Nu vine nimeni aici la polul nord, polul sud sau unde un fi. Într-un d-ăsta, într-un pullover. Mă rog, pick up the knife, fii atent. Zici că sunt de la Outdoor Boys, dacă știți. Am luat cuțitul, ok. Pentru că ne jucăm în 4K, hai să vă arăt cum e interfața la 50%. Bă, frate, unde e interfața? Nu se vede nimic. E to pick up item, e? Aha, bun, bun, bun. Get closer to the source of ice. Fii atent, bone igloo knife. Deci avem un cuțit din os. Ice shaping process. Aha. Ce s-a întâmplat, mă? Wow, a ieșit de nicăieri ăsta. Fii atent. Și vrei să fac asta de un miliard de ori? Oh my god, we're in for a trip, boys. Deci văd că vrea să fie un joc unde trebuie să farmăm noi, deblocăm niște skill-uri. Oh my goodness, guys. Fii atent, help panel, new skill available. Mamă, câte skill-uri sunt. Wow, o să îngheți că trebuie să pun lemne. Băi, lasă-mă. Mamă, boys, o să fie jale ce trebuie să facem aici. Deci el vrea jocul să farmez 3000 de unelte. Nu puteam să pun câinele ăla să-mi facă blocuri de zăpadă. Ok, hai că-l construim așa să vadă toată lumea, presupun. O să facem un ceva timelapse, dar văd că mă pune sprinter. Mă lasă să alerg mai repede, dar vrea jocul să iau eu ceva anume, deci nu mă lasă. Unlock now, ok. Hai că alerg mai repede. Nu știu dacă vă vine să credeți, dar ia vedeți aici ce am deblocat. Și am descoperit că poți să iei mai multe bucăți cu tine. Da, deci ăsta o să fie ceva satisfying, aveți aici? Cred că ne dă XP. Nu-mi dau seama care e bara mea de experiență. Ia vezi-l. Da, mă, da. Și când latră câinele, trebuie să punem lemne. Deși nu-mi dau seama cum facem rost de lemne. Adică ce se întâmplă odată și se termină. Dar mă rog. New skill available. Ok, putem să luăm mai multe. Deci ne dă XP și când le punem. Asta e tare. Aici s-a dus groapa asta și sunt mai multe gropi din care ei... Zise, zice, în cuburi. Ce s-a întâmplat? Am luat 14 deodată. Deci, aparent, trebuie să stau și să farmez așa în continuu. Și să caut de-astea. Avem 60, ia fi atent. Ok, hai să continuăm construcția. Deci trebuie să dau eu exact pe verde. Credeam că poate se pune automat. Deci zăpada cumva nu se topește de la focul dinăuntru și păstrează căldura. Câinele când latră trebuie să-i dăm salam. Ia vezi aici. Câinele mănâncă salam. Și când selectez de pe rotiță trebuie să se aprindă în dreapta jos la materials. E un pic creație ce se întâmplă aici, dar... Outstanding! Ok. Trebuie să ne ducem înapoi, doamne. Asta e o... interesantă ideea. Ia vezi că începe să prindă formă. Igluul nostru. Punem așa. Punem și de aici. Ia uite-mă, mai s-a stins focul sau nu știu ce latră câinele acolo. Zice că e 33% gata, sunt curios ce mai vrea. Click stânga în foc, ok. Cred că dinăuntru trebuie să-l facem, ia. Aparent, da, mai am 14. Îmi place că astea stau lipite, efectiv. Deci nu știu exact în viața reală cum ar fi pusele deasupra. Venim cu încă 58. Ia fii atent, m-am urcat pe el. Ok, asta e tare. New skill available. Mă, cam enervează că mă pune el să... Gym beginner. Pot să car mai multe materiale, ok. Stau pe iglu. Mă mir că îmi ține greutatea. Cum era să se dărâme și să mă pună să fac totul la loc? Wow. Vezi că am pus ca lumea. Gata? Dai mă că latra urică. Ok. Trebuie să punem în față intrarea. Info. Press O to open the shop. Sale. Păi și unde știu câți bani am? Bă, nu știu ce am luat aici, dar
Ok, cred că trebuie pus afară. You can just cancel the action if you want to put up a new one by in the item shop. Bă, mai trebuie fix unul, dar nu-mi dau seama că e 66%. Deci poate mai trebuie pe lângă ăla. Cred că scria drying rack, deci trebuie înăuntru la căldură sau... Asta e să vedem. A, nu vrea să facem intrarea, mă. Fii atent, deci cred că ne mai trebuie. Venim cu 45. Mai mult, între timp dați și voi like. Ok, să trece la următoarea casă. Congratulations! Construction finish, 12 minute. Deci finish, era mișto să arate un timelapse. Bun, rate our game. Nu, continue. Păi și n-am înțeles ce am cumpărat în casă. Chiar nu am înțeles toată situația aia. Mă rog, o să trecem la Mud House. De la zăpadă, trecem la ceva mai avansat. La nămol cu lopata. Fii atent că sunt în junglă unde sunt. Nu te-ai bătut ușor, nu? Bun, o altă provocare te așteaptă. Fii atent că aici o să fie noul nostru penthouse în junglă. Era ăla cu canalul de YouTube, nu știu cât ți-l știți, de nu vorbea și construia case. E unul foarte vechi. Primitiv technology, mi se pare. Ok. Pick up the stone. Ok. Cred că înțeleg ce vrea de la mine. Bun, cred că o să începem să colectăm pietrele aici. Un pic mai dificil pentru că trebuie să le găsești, nu mai trebuie să le săpăm de undeva. Using a player sense, help panel, Z. Ok, te văd ce ai făcut acolo. I see, am abilități supranaturale de a construi, dacă era și în viața reală așa, super fine. Ok, super interesant asta, aveam o aplicație pe fundal, dar n-am văzut care era. Și când mi s-a închis, pur și simplu mi-au crescut frame-urile de la 60 la 160. 160 am eu maxim de la monitor, mamă cât de bine merge acum. Păcat că pe YouTube nu te lasă YouTube momentan și nici pe nicio platformă, știi, să... oferi în mai mult de 60 de frame-uri. Pentru că într-adevăr e o diferență foarte mare. Ok, am 19 pietre. Ia să vedem, e Mud House, dar trebuie să-i facem fundația cu pietre, nu prea avem încotro. Hopa, hai să-i facem fundația aia. Ce vrea de la mine? Sprint Master, ok, alerg mai repede. Merge. Build, try another material. Ce e mă ăsta, toporul? Toporieșcă. Ia, băi, lasă-l. Cred că facem materiale. Doamne. Deci ăsta e un fel de cuptor, cred? Turn on the furnace. Nu, stai puțin. Că prima oară noi tăiem copacii. Sons of the forest moment. Cade. Pick up the log with buton. Aha. Le luăm pe toate. Și punem aici, nu? Cu click stânga. Venim aici. Tăiem frumos, put palm log into the blueprint. Am vrea mai multe, stai așa că nu e așa. Ia să vedem. Mă, ne mai trebuie fix unul, man. Glumești. Practic, jocul ăsta o să devine din ce în ce mai greu. Stai așa că n-am luat materialul bun. Ok, ce sunt astea? Doamne. Vrea stick mult mai lung. Opa. Aha, new skill available. Bă, începe să prindă formă, cred că vă prindeți și voi. Ia să vedem la copaci. You will allow, chop faster. Tăiem copacii mai repede. Mă bag, oricum ne trebuie chestia asta, ia uite-l. Păcat că nu se... Multe skill-uri nu se transmit de la zi, o hartă la alta. Cam asta e problema, în dreapta jos trebuie să aleg lemnele potrivite. Ok, și nu mai avem. Hai să continuăm aici, ia. Bun. You got it! Și acum avem astea de la copaci să țină lemnele. Perfect. Oh my god! Așa greu să construiești o casă? Mamă, câte lemne, fratelo. Problema e că e doar un tip de copac. New skill available, asta e așa. Muscle man, crește puterea. You can carry more materials. Cred că ne trebuie să cărăm mai multe materiale, într-adevăr. Ia, venim și noi cu 9. Bam, 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 dar repede le pui. Ne mai trebuie 3.
Și după aia mai vedem. Uite, prin partea asta sunt copaci. Ia. Bam, bam, bam. Ok. Mamă! Cât îmi trebuie, bă, de-astea? Auto open the shop. Ok, poți să le pui de la distanță. Ceea ce e perfect. Open the shop. Garden plant. Nu înțeleg de ce vreau să cumpăr astea. Asta nu prea înțeleg. Adică, momentan, ce-mi trebuie mie ălea? Că eu doar construiesc casa. Nu știu, vedem, vedem, vedem. Suntem la 50%, apropo. Frunzele astea care nu-mi dau seama. Ce, cum se numesc astea? Pick up item. Ce item e? Cum se numește? Chiar eram curios. Dar, mă rog. Iau și lemnele just in case. Bun, am 14. Hai să vedem câte ne mai trebuiesc. Una! Am pus-o, gata. Și trebuie să începem cu pereții. Aici e practic partea cu nămolul. Making mud. Bun, hai să vedem. Punem noroiul acolo. Bun, hai să facem pas cu pas. Luăm paleta asta. Get some clay / dirt on the shovel. Am luat pământ. Fill the box with clay. Punem clay. Cred că trebuie să pun apă peste sau, da, uite. Mă duc și iau apă. Iau bolul cu apa. Venim și punem aici. Shattering help. Nu prea înțeleg ce se întâmplă. Cred că cu mâna facem nămol. Bă, n-am înțeles ce s-a întâmplat. Am apăsat eu greșit sau... Stai așa, să punem apă. Ok. Și trebuie să facem mud ball. Deci cred că scoatem ăsta și îl punem aici. De ce e buguit așa? Nu înțeleg. Ok. Bun, eu iau prostia. De fapt, stai. Trebuie să țin hold. Și încă nu e gata să fie pus aici. Cred că îl punem aici. Ia, stai să... Da, 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 l-am pus acolo. Și trebuie să punem lemnul în foc. Aha, facem focul ăsta. Și când e gata, cred că ne dă el. Sau? Bun, am înțeles. Deci trebuie să fie 100%. Are 50%. Trebuie să-i mai punem resurse. Ok. Facem așa. Venim aici, are 100%. Și ne uităm în stânga, scrie, e un procent. 40%, 60%. Ok. 100. Ah, trebuie să apeși G. Oh. Ah, ok. Try another material. Oh, eu trebuie să-l pun aici, mom. Am înțeles. Ok, am trollat. Eu am trecut la pasul următor pentru acoperiș. Deci trebuie să ne concentrăm pe... pe treaba asta. Deci stai puțin. Vreau să pun așa. Ha. Stai să vedem ce skill ne-a dat. Ok, un pic migălos jocul, dar ok. Ăsta. Ia, ce ne zice? With this skill you will form more mud. Deci ne dă mai multe. Perfect, perfect. Așa. Vezi, eu apăs 1. N-am hotkey pentru mână goală. Așa, și am 16 cărămizi. Doamne, ce o să fie aici? New skill available. Bun, trebuie mai mult, că n-avem destule materiale. Așa, vin cu 3-ul. Nu, vin cu 2-ul. Perfect. Vin cu mâna goală. Facem de-astea așa. Perfect. Ok, 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 așa da, așa da. Stai. Ce fac, bă? Dacă era și în viața reală așa să-ți dea vreo 17 din una, era superb. Bun, am 96 de cărămizi. Cred că o să facem direct peretele ăsta, sau? Ia vezi-l? Bă, doar atât. Interesant. Cred că trebuie restul. Ba, mă, ne apucă noaptea. New skill available.
direct ăsta. Cred că ne dă și mai multe. Bun, perfect, perfect, perfect. Ia să vedem. Mamă, vezi că ne dă ca lumea. Luăm apă. Punem aici. Și cu mâna goală. A, da, cred că merge cu orice, actually. Perfect. Bun, 100 avem. Hai să facem și noi intrarea. Ia, vezi-l. Perfect, frumos. Aici așa, aici așa. Alt skill. Ce ne mai îndrumă jocul? Cred că you just need to hold click stânga and the blocks will build one after another. Ah, nu mai trebuie să apăs eu click non-stop. Ok, vezi că e tare asta. Bun, trebuie să venim și de jos de aici. Nu mai avem blocuri. Pam, pam, pam. Mamă, ce bă? Mamă, e perfect asta. Ok, așa da. Jocul ăsta e mai vechi, dar cred că a avut multe update-uri. Și de-aia atât de ușor, că nu cred că era inițial așa ușor jocul. Cred că era mult mai dificil. Bă, pune în perspectivă cât de greu e să faci o casă. Și asta nici nu e din cărămidă. E doar full nămol. A, mă, e satisfăcător într-un fel. Sincer. Perfect, perfect. Bun, avem din nou skill 3-uri. Ce mă ăsta? Sar mai mult. Mai sus. A, probabil că să pot să pun cu ușurință. Doamne. Și după aia trebuie să facem și alea pentru acoperiș. Deci țineți-vă bine. Avem 200. Avem full. You are overloaded. Și cam prea mult pe mine. Nici o problemă că punem din ele. Tot scrie cu verde. Zici că urmează să fac infart de la greutate. Ia vezi? Am măcar arată altfel casa acum. Și dinăuntru. Bun, perfect. Bă, rândurile alea nu trebuia. Pour water into the basket. Cred că acum urmează. A, mai am două cărămizi, mă. Congratulations. Ok, asta știm deja cum o să funcționeze. Mamă, la asta nu merge să țin apăsat. Ai, 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 hai că începem și aici aceeași chestie. Bun, deci venim. Ok, venim tot cu chestia aia. Doar că punem aici. Astea nu le putem lua în inventar. Deci e puțin cam unfortunate. Cam ghinionist. Bun, și ne uităm care 100%. Deci doar trebuie să facem focul și băgăm lemne. Cred că băgăm mai multe lemne, sincer. Să fie pe 100%. Ok. Și deja e 100%. Dăm G. Astea le putem lua în schimb. Ok. Și cred că... Oh my god! Cum pot să n-avem și noi o scară ceva? Pun de jos. Oricum o să fie aceeași chestie. O să-mi facem din ce în ce mai repede. Perfect, perfect, perfect. Așa. Deci dintr-un singur de la facem 3 aici, observ. Ai, ai, ai. Ai caramba, se zice. Ia, hai, dai drumul la foc. Bă, greu să... Mai ales singur, adică dacă eram vreo 5-6 oameni, înțelegeam. Dar singur, holy smokes. Ah, pe posturi ce ești, mă, de ce n-a zis așa, fraților? New skill available. Momentan nu pot să țin click stânga apăsat. Dar o să facem ulterior. O să ne uităm și dinăuntru cum arată. Ia să vedem. Ok. Primitiv survival suntem aici. Cred că de acolo s-au și inspirat. Un pic enervant pus ăsta aici, că dacă mă duc așa intru în el și îmi pornește tutorialul. Dar mă rog.
e 100%, nici nu știu. Vai, mamă! Nu pot să țin mai mult de atât, voi realizați? Le pun din interior, asta e real. Cred că acum. Da, acum țin click stânga apăsat, fii atent ce satisfăcător e. Trebuie să mă urc sus. Ia vezi-l? Da, mă, da! Mamă, cum le pune, zici că e robot! Și mi-arată în dreapta câte mai am depus. 6. Bine, mă! M-a spart casa asta 20 de minute. Următoare când e o oră? Oh my god! Like-ul ăla blană, ia să vedem. Ce mai urmează? Trapper House? E casa de trapper? Mamă, poți să joci în 2 jocul ăsta? Vezi că e tare rău dacă merge în 2, dar nu știu dacă merge. Nu merge, e single player. Din păcate, ești singur. Ești pe cont propriu. There are no shops or any civilization here. You manage to bring the tools on a pickup truck. Mamă, sunt singur? Ce mă? N-am pe nimeni. Hai să vedem. Avem tutoriale și aici începe casa, cred. Pune și nebuștenii ăștia. Casa de trapper. Aole, too long. Ia. Yeah. Și de unde știu eu să-l tai exact? Lumești? Oh, snap. Ok, un pic bolunzeală. Dar ne descurcăm, ne descurcăm. Bun, 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 bun. Cred că nu trebuie să-l tai exact. Cred că estimează jocul. You must? Ah, vrea să scoatem ăla de pe el. Să-l chelim vrea. Dau stânga dreapta. Doamne, îl rașchetăm. Ah, vrea să dau așa de imagine. Devii să face rău. Hai să punem și noi aici. Și ce fac? Tai copacul? Că nu mai avem lemne. Hai să-l tăiem atunci. Să-l rașchetăm. Cade! Bun. Ce-i masa asta? Că nu înțeleg. Cam așa. Ia stai să vedem dacă ne zice bine. Îl șlefuim. Perfect. Și îl punem. Da, bă, da, deci jocul vrea... Doamne. Vrea să măsor eu. Asta e stupid, că mă amețește. Doamne, trebuie să mai fac încă unul. Hai așa, după ochi. Bun, baza e gata. Frumos. Și vreau în felul următor. Use a chainsaw, de parcă n-aș fi folosit până acum. Și să le pun în așa. Și el vrea să măsori eu undeva de la 2,85 m. Zice și noi un estimativ. 2,85 m. Estimativ, că nu stă nimeni să... Că îți dai seama, nu e drept măsurat, nu e... Cred că vrea să-i... Mă, vrea să-l și șlefuiesc. Ai, 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 jocul ăsta e nebun. Aoleu! Ăsta n-avem ce să facem cu el, trebuie să tăiem toți copacii de aici. Ok. Cred că îl fac pe tot așa, sau? Ia stai să vedem. Ăstea dintre merg. Ia, ne-a mai rămas la foarte short. A, merge, mă. Deci nu trebuie făcut chiar după... Chiar perfect. Poți să-l faci și după ochi. L-a închelit. Îl luăm. Îl aruncăm. Măsurăm. 2,80. Am venit. Am tăiat. Am luat. Am plecat. Punem lemnul. Tu short. Hopa. Aici merge. Deci stai să vedem. Mi-au rămas doar lemne foarte lungi, observ. Păi și eu de unde știu cum măsor aici? 3,55. Și eu dacă nu-l tai deloc și îl pun, merge? What the fuck? Îl taie singur. Vezi că nu e rău ce se întâmplă aici. Deci noi avem un vizitator pe episod.
Țăcălaina, ia uite-l. Țăcălaina. Te spargi de râs. Ok, dacă îl pun automat nu e bine. Trebuie să-l măsor pe la un 3.50 și să fie o jumătate să încapă de două ori. Too short. Hai că am rezolvat tot ce trebuie. Ok, ăla a mers, ăsta nu. Avem skill nou, ia. Ce ne prezintă? Mamă, ăsta chiar îmi trebuie. Ok, să bărbierim copacul mai repede. Îl luăm, îl aruncăm și îl bărbierim. Ok. Și atunci îl pun direct și mă mai chinui. Că taie el singur. Ia vezi, Lina a căzut bine. What? Și l-am pus. Mamă, vezi că... Vezi că nu știu ce să mai zic. Deci ăsta, efectiv, copaci intră în casa asta. Zeci de copaci. Toată pădurea închelit-o. Ok. Venim cu alți stâlpi. E foarte mișto că nu mai trebuie să măsori. Am greșit eu că am măsurat. Help panel. Ah, ok, vrea să vin cu scara. Pentru că doar tai copacul și se ocupă el singur. Eu doar trebuie să chelesc copacul. Și acum o să pun punct să-l fac și mai repede, cred. Zice, moments before cutting the log is to automatically measure the dimensions on the left and the right. Nu înțeleg exact ce se întâmplă. Îi măsoară dimensiunea înainte să cadă? Ok. Ia că stă în cap copacul. N-am văzut ce dimensiune a făcut. El n-a făcut. Ia. Ia vezi. Ok, nu e rău, nu e rău. Și încape de două ore aici. Perfect. Bun. Mai avem, mai avem. Nu e gata. Asta e too short, short. Prea scurt. Uite aici. Îl taie și mai scurt. Bun. Help panel. Și tot îmi zice de asta. Asta e prea short. New skill available. Asta e să vedem unde, că nu-mi dau seama. Asta. Allow you to automatically measure blueprint wood elements. N-am idee ce se întâmplă, dar ok. Bun, hai să vedem. Perfect. Și acum pur și simplu avem din nou puncte. Asta chiar voiam. Să facem mai repede. Bun. Venim cu ăsta aici. Mamă, câți copaci. Toată pădurea asta dispare. Deci full toată pădurea, vă zic de acum. Mamă, e direct skin. De acum am văzut. Mamă, e huge asta. E direct. Opa. Fără piele, fără... Nu știu cum se numește. Asta de ce nu merge aici? Too short. Și până-l pe ăsta. Bun, 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 bun. Uite, ăsta vine aici. Perfect. Și mai avem alea două. Superb, superb. Ia vezi-l. Bam. Îl taie el. Asta e tare. Că îl taie el, îmi ușurează mult din muncă. Dar... Ăla nu ne trebuie. Avem alt punct. Ăsta ce? You can miss wood length. Îmi permite să nu tai cât trebuie. Gen jocul chiar crede că este o să tai lemnul. Când eu îl pun direct și taie singur. Cred că asta cred eu cu jocul. Cred că inițial era foarte strict și după aia l-au modificat. Dar îmi ziceți voi dacă v-ați jucat. Iată, în copacii ăștia nu poți să-i tai. Asta e interesant, nici ăștia. Alt skill point, hai să vedem. Ăsta. Double the number of logs when cutting with a chainsaw. Și fac, un copac și îmi dă două. Dă doi copaci, pardon. Ia, l-am tăiat. O, bă, ăsta e money hack în viața reală. Dacă era și în viața reală așa, era incredibil. Stai să vedem, că văd că îmi cere copaci mici de data asta, lemne mici. Gen așa. Așa. Să punem aici. Punem și aici. Animalul ăsta și se uită la mine, ok. Ah, fii atent, facem lemne de astea. Wow. Interesant, interesant. Cred că mi-a dat el abilitatea asta de a-mi da doi copaci, ca să nu fie nevoie să tai prea mulți copaci în joc. Bă, dar n-avem și noi potea în casa asta.
Un pic cam ciudățică treaba. Ia vezi acolo, ia vezi acolo. Ce mă, ăsta porc mistreț? Au apărut toate animalele. Ciudat că nu mai fac level, deci cred că din punctul ăsta am doar de farmat, sincer. Punem lemnul ăla lung acolo. Ăsta-l punem aici. Ăsta aici. Stai să vedem, ăsta lung aici. Ia să vedem. Să ne mai ajute și pe noi ceva. Blind Master, with this skill you can miss wood length, about 50%. Bun, deci ne mai ajută în plus. În caz că nu e destul de lung lemn, nu presupun. Ia stai să vedem. Perfect, perfect. Bun. Foarte multe aici, dar asta e too short. Cred că aici merge. Deși e mai scurt. Ok. Se pare că am trollat, că eu chiar pot să car multe lemne. Deci nu trebuia să fac 1000 de drumuri. Trebuia doar să vin și să dau click stânga aici. Ok. Ok, ok. Bă, dar trebuia să fac poteaua, man. Bun, oficial sunt super om. Car 18 copaci în mâini. Perfect, perfect. Ia să vedem. Bun. Nu prea înțeleg scara asta cum funcționează. Mamă, fac parkour. Ce se întâmplă, man? Bro. Ok, ok, ok. Perfect, perfect. Bun, mai avem bușteni pe aici căzuți. Aparent a început să taie. Ăla e ultimul de sus. Good, ia mă! Fii atent că urmează podeaua. La podea trebuie să mă duc să fac aici. Using a sawmill. Ok. Deci dau click dreapta. Mamă, acum e beleaua. Bune, durează atâta? Sau ce se întâmplă? Face mai multe? Ah, ok. Stai liniști că n-am multe lemne aici. Stai pe spate. Ok. Facem și noi în sfârșit podea. Podeaua. Ok, asta nu mă interesează. Bă. Dar nu pot. Wait to finish work. Bun, și am doar câteva. Să fie greuț la... Adică e de așteptat. Dar o să facem level și cred că le reparăm mult mai repede. Le refacem. Stai să văd unde e. Uite ăsta. Plank cutting machine faster. Mai trebuie încă un level totuși. Că nu e destul de rapid. Avem 3 și trebuie să înceapă să ne dea câte 2. New skill available. Aia vreau să văd. Tot și-a pus O. Aici așa. Two time more planks. Da, mai dă câte 2. Bă, dar unde sunt alea? De ce nu-mi dă nimic, gen? What? Ce mi-a dat, man? Nici nu știam că-mi trebuie asta. Să le punem aici. Cu skill available. Fii atent, acum începe. Să ne dea câte 3. Ia de aici. Lasă ăla jos. Și acum începem și noi să ne mișcăm repejor. Văd că le taie el automat. Asta e tare, uite. Și poți să le pui mai departe. Ia vezi, mai repede.
4 times. Dă câte 4. Perfect, perfect. Dar cum e asta too short? Nu înțeleg aici ce trebuie să pun. Nu dau seama. Dar vom vedea, presupun. Ok. Dă-i ăla acolo. Gata. Eu rămas ăsta așa. Too short. Deci vrea una gigantică aici. Ce vrea? Acolo nu-mi dau seama. O să colectăm toate astea de pe aici. Too short. Deci el zice că e prea scurt. Ok. Sunt de acord, dar asta lungă tot nu e de ajuns. Am reintrat pe joc pentru că era glitchuit. Și acum da, nu-mi făcea de-astea foarte lungi, plus care a apărut toată pădurea. Păreri? Deci, nu mai înțelegi nimic. Uite cât de mari le face. Oh my goodness. Goodness gracious, atât putem să zicem. Too short, zice, ok, el. Dar oricum jocul ne lasă să compensăm cumva. Mă rog, too short. La aia a mers, la ăstea nu. Ok. Le lăsăm acolo. Și pentru că a fost chiar o idee bună. Nu. Asta n-avem ce să facem cu ea. Ce s-a întâmplat? Nu mai ajungeam. Ok. Ok. Perfect. Și acum să lăsăm noi toate lemnele astea aici. Că mai avem. Și trebuie să venim cu plancuri. Altă belea. Deci, punem ăsta așa. Le luăm pe toate. Le punem aici, frumos. Impressive. Și după aia nu mă întrebați ce se întâmplă. Trebuie tăiate cumva. Ok, ele cad pe sus. Așa. Avem și noi puțină umbră în căsuță. Ia, vezi aici frumos. Mai zic ceva. Ia, vezi-l. Perfect. Plusuri și pe acolo. Cât trebuie să ne urcăm pe casă? Nici nu știu ce trebuie să fac. Că uite, cad lemnele astea. Dar le colectăm așa. Alea le taie el. Bun. Mai am unul. Stai puțin. Perfect. Vin aici. Și trebuie să tai în continuu. N-are încotro. Astea nu știu dacă mai sunt bune sau nu. Văd că sunt bune. Așa. Altele, alea gen scurte, ne cad. Perfect, perfect. Mamă, foarte greu să faci viața reală o casă. Deci acum înțeleg eu de ce durează atâta. Într-adevăr, mă, câte lemne am aici. Ele sunt mai lungi, dar ia vezi. Bam, 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 bam. Și avem skill point-ul ăla care ne lasă să compensăm. Adică nu trebuie să fie mărimea exactă. Bă, au luat o decizie bună developerii. Oricum durează mult să faci casa. Și n-a avea sens să fie chiar atât de realist. Decât dacă era multiplayer. Dacă era multiplayer, hai să zic că trebuie neapărat să le tai pe toate la fel. Dar ne fiind multiplayer, trebuie cineva să te ajute. Fel n-are sens. Părerea mea. Bun, venim și pe partea cealaltă. Aud aici câte lemne sunt. Oamne. Ok. Suntem cam 15 eu. Ia vezi-l. Avem numai lemne pe casă. Ok. Asta o lăsăm așa. Jos. Astea două. Asta aici. Alea trebuie tăiate frumos. Perfect. Asta așa. Nici nu știu. Iată, morc pe lemne, pe scară. Facem parcurs pe casă. Ok.
Asta e too short. Bun. Ia. Opa, install the doors and windows. A, uși și geam. Țin click stânga apăsat, ok. Aha. Bun. Ca pe Lego le-am pus. Nu mai batem cu ele, lipim. Bun. Aici ce mai e, man? A, nu. Vrea cu lemne de astea mici. Chestia, hai să le dăm la o parte. Ia vezi aici. Perfect. Superb. Ia. Și în spate aici una. Bun. Ok. Hai să le dropăm pe toate. Too short, chica. Ia să vedem care e situația. Lemne de astea avem multe rămase. Ok, vrea ceva mai mare în genul ăla plus acesta. Perfect. Acolo așa. Mamă. Ok. Că pot direct așa, ha? Păi, ne mai trebuie lemn, clasicul lui Rafael ar putea zice. Scânduri, cum se numesc? Bă, scânduri chiar nu mai avem, cred. Dar dintr-una de asta lungă, cred că ies 3 câte ies. Ia. 93% progres. Mamă. Bun. Nu-mi vine să cred, sincer. Bă, cât ne-am chinuit. 39 de minute. Fai, mamă, m-a spart. M-a spart. Stay here. M-a demolat casa asta. Ia uite-o. Cum arată. Hai să vedem și noi. Bă, știi, n-am construit mare brânză, sincer vă zic. Deci mare brânză, n-am construit cabană de aia gigantică pe 15 etaje. O mică căbănuță așa și ne-a rupt în două. Da, singur e prea greu să faci case, cred că nu face nimeni singur. Dar, cam acesta a fost joaca. Hărți mai sunt. Adică dacă dăm play, nu știu care ar trebui să fie următoarea. Japanese House Medium. Deci trecem în Japonia și probabil mai avem mai mult content pentru că jocul e vechi și are hărți. Deci dacă vreți și episodul 2, like-ul la blană și de data viitoare. Pooo!